Seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Puterea Oamenilor, fost primar al Capitalei, domnul Ruslan Codreanu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, domnule Gonța, vă mulțumesc pentru invitație, onorat. În deosebi astăzi de ziua profesorului, sper să nu vă supărați pe mine, că am să adresez sincere felicitări celor peste 47.000 de dascăli, acelor oameni care în fiecare zi, trecând peste pandemie, peste crize, au grijă de generațiile viitoare, care înțeleg și care menirea lor de bază este să crească o generație educată, sănătoasă, dezvoltată, care să pună bazele unor valori altfel decât ceea ce avem noi astăzi în societate și care doar ei știu prin cât greu au trecut ca să fie astăzi acolo unde sunt. Și dincolo de toate promisiunile frumoase de la toate tribunele că educația este pilonul de bază a oricărei societăți, cât de important sunt cadrele didactice și profesorii. Sper că o să ne întoarcem în cadrul emisiunii la acest subiect, educație, mai târziu. Sincere felicitări tuturor celor care au grijă de copii și iubesc copiii. Felicitări și sper să simțiți toate declarațiile, dincolo de declarații, dar și în viața reală, ca să vă ușureze povara muncii pe care o faceți în fiecare zi. Tare frumos mesaj, dar să revenim la realitate. Domnule Ruslan Codreanu, cei din Partidul Acțiune și Solidaritate încă nu v-au făcut ofertă pentru a candida din partea lor la șefia Capitalei în cadrul localilor de anul viitor, ori, zice lumea sau unii, că au probleme cei din Partidul de Guvernământ la capitolul identificarea unui candidat pe potrivă. Ca să răspund scurt, nu. Nu ne așteptăm nici eu, nici colegii mei din Partidul Puterea Oamenilor astfel de oferte, ba mai mult ca atât, se tot vehiculează în mass media candidaturi, mai multe candidaturi din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Noi am mai discutat și cu colegii la acest subiect că tot ce se face astăzi de către actuala guvernare se face ca Ion Ceban să câștige și cât trece timpul, cât se apropie alegerile locale, ferma mea convingere că strategia celor la guvernare este greșită dacă au de gând să câștige primăria municipiului Chișinău. Și apropo, mulțumesc că mi-ați adus aminte, domnule Gonța, în ultima emisiune cu noastră discutam și despre legea aceea cu alegerile locale, că alegerile ar trebui să aibă loc pe sector, conform legii privind municipiul Chișinău. Dar n-am văzut nicio mișcare, nici măcar în acest sens. Cumva toți deocamdată tac. Pentru lectura a doua, Cică va fi exclusă și astfel va fi ales primarul ca de obicei. Ca de obicei și iarăși se va amâna implementarea legii, cum s-a făcut din 2015 încoace. Deja este al treilea ciclu electoral, dacă nu greșesc, unde se tot amână implementarea legii, unde primarii trebuie să fie aleși pe fiecare sector. Ceea ce, după mine, este trist și taie din șansele Partidului Acțiune și Solidaritate de a câștiga primăria Chișinău. Dar nu vă pare totuși că pentru o țară ca a noastră, chiar dacă orașul Chișinău este un oraș mare, cu mulți locuitori, o astfel de lege nu este chiar binevenită? Ori, noi vedem spectacole zi de zi din cadrul actualului Consiliu Municipal Chișinău. În general, întotdeauna a fost așa. Nu să vă imaginați dacă noi vom avea vreo 6 consilii municipale, fiecare sector, cu câte unul, plus ăsta general, un primar general, pe care 5 primari de sector. Nu-i cam mult pentru o țărișoară ca a noastră? Eu am, nici nu pot să zic confuzie. Undeva pot să vă dau dreptate pentru că ați început cu circul din Consiliul Municipal. Și cu siguranță eu, ca și cetățean și fost consilier municipal, nu aș vrea să văd astfel de circuri la nivel de fiecare sector. Să iei doar și să mulțești la 5 ceea ce se face astăzi în Consiliul Municipal să se facă în fiecare sector, cu siguranță toți locuitorii municipiului o să zică că nu ne dorim așa. Dar dacă privim din perspectiva descentralizării și unei concurențe sănătoase și între sectoarele municipiului Chișinău, pentru că astăzi ce înseamnă sectorul municipiului Chișinău? Pretorul este doar executorul unor indicații care le dă primarul general. Nu are nici pârghii, nici instrumente, nici resurse de a dezvolta un sector. Este o figură administrativă, umblă cu hârtiuțele și pune amenzi eventual sau verifică cine a măturat strada în fața sediului sau cine nu. Dacă vom avea primari de sector, pe modelul Bucureștiului, de exemplu, atunci și concurența dintre sectoare va fi mai sănătoasă și pretorii nu vor sta doar în fotolii fiind numiți, dar vor concura pentru votul cetățeanului din sectorul respectiv. Deci depinde din ce perspectivă să privim. Cu siguranță răspunsul ar fi
nu vreau să văd un astfel de circul la nivel de fiecare sector sau decizii care stau ani de zile pe masa Consiliului Sectorului Ciocana, de exemplu, pentru că nu poate să se înțeleagă două fracțiuni între ele, dar din perspectiva descentralizării și unei competiții sănătoase între primarii de sector, da, eu mi-aș dori să văd lucrul ăsta. Păi nu să vedem noi acest lucru. Spuneți-ne, vă rog, dacă ați decis, când anume anunțați faptul că veți candida la funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul localilor din toamna anului viitor? Și dacă vom candida? Nu, dacă deja e cert că ați spus odată trecută că partidul neapărat va avea candidat. Dumneavoastră ați evitat să spuneți că dumneavoastră personal veți candida. Noi pe data de 22 octombrie am convocat Congresul Partidului Puterea Oamenilor. Am decis împreună cu colegii că, așa cum am anunțat noi de la bun început, suntem o echipă mică, încercăm să fim mai inovativi, mai transparenți, să ne descurcăm cu forțele proprii și probabil că suntem singurul partid care face congres în fiecare an. Sunt alte partide care de 10 ani nu l-au făcut și ar trebui radiate din lista partidelor politice, dar asta mai puțin ne interesează acum. Pe 22 octombrie, unul din subiectele care se vor discuta la Congres va fi și înaintarea candidaturii pentru alegerile pe municipiul Chișinău. Vor fi o discuție, vom vedea ce zic colegii, vom face un raport de activitate să vedem cum ne-am descurcat până acum, facem bine, nu facem bine și atunci vom lua și decizia respectivă. Și cu siguranță, după data de 22 octombrie, vom putea să anunțăm cine și dacă și cum. Dumneavoastră nu prea obișnuiți să vă informați din zvonuri. De asta vă întreb. Faptul că Andrei Spânul va candida din partea puterii, ăsta e zvon sau e pe bune? Eu am auzit că s-a dezmințit informația că dumnealui ar candida și sunt alte două candidaturi, domnul Carp și domnul Bolea. Chiar dacă nu mă informez din zvonuri, dar zvonurile respective au fost preluate și de unele surse mass media, de acolo m-am și informat. Eu tare sper să nu fie bine. Părerea mea personală că niciunul dintre ei nu are șanse și nu sunt buni pentru administrarea municipiului Chișinău, mai ales domnul Spânu, eu cred că în general ar fi o candidatură total nepotrivită pentru municipiul Chișinău. Da, domnul Spânu nu a dezmințit. Nici n-a negat, nici n-a confirmat. Eu am impresia că da, citisem pe un portal de știri ca să nu fac acum publicitate. Da, Zinaida Popa, văd că tare e promovată la Consiliul Municipal Chișinău. Este soția șefului Serviciului 4 și Protecției de Stat. Doamne, legătoarea dumneavoastră, acum mă puneți în situația să dau aprecieri unor oameni care n-am comunicat nicio oră în viața mea. Nu știu ce să zic. Eu cred că ei știu mai bine care sunt strategiile lor pe viitor și ce vor să facă ei din municipiu și din țara asta, dacă știu. Dar dacă nu, atunci ar fi timpul să se apuce să se gândească, pentru că imediat după alegerile locale din 2023 pe municipiul Chișinău vin alegerile prezidențiale. Peste un an, exact. Și să nu se trezească cu surprize nedorite. Deci, cred că un partid care are câteva zeci de milioane pe cont din bugetul de stat, care are peste 30 de angajați la sediul central al partidelor, trebuie să aibă și o viziune nu doar pe ziua de mâine ce facem, dar pe următorii 5 ani. Aș fi curios să știu care este. Dar dumneavoastră sau formațiunea dumneavoastră și celelalte alte formațiuni, de ce ar trebui să candideze, dar să nu lăsăm doar partidul de guvernământ să-și înainteze candidatura pentru a-l bate pe Ion Ceban? Ori pasul îi lipsește doar municipiul Chișinău. În rest controlează tot și toate. Și astfel, după ce vor lua și Chișinău, în sfârșit vom trăi frumos și bine. Nu mă surprinde deloc întrebarea noastră, mai ales că am primit foarte multe critici și propuneri când am venit cu inițiativa de a fonda un partid nou. Că să nu mai fondăm partide, să mergem toți să lucrăm la PAS, să ajutăm PAS-ul. PAS-ul este salvarea. Eu am spus foarte clar din start, eu aș face distincția că noi am fost primii care am susținut-o pe doamna președinte Maia Sandu când a candidat la prezidențiale și am zis că toți trebuie să se retragă pentru că trebuie susținută doamna Maia Sandu. Ori mai departe, deja să mergem pe ideea că hai să nu mai existe alt partid, ne întoarcem în Uniunea Sovietică, un singur lider, un singur partid și o singură idee, ceea ce mie mi se pare nu încolo tindem, nu? Tot vorbim de Uniunea Europeană, de acordul de asociere, de statut de țară candidat. Mereu am adus exemplu Israelului, care comparativ cu Moldova, PIB-ul per capita e de 7 ori mai mare, dar în Parlament au ajuns 13 partide. Deci nu rezidă în numărul de partide,
dezvoltarea unei țări, dar în concurență și în ideile sănătoase atunci când sunt puse pe masă argumentele, dar și capacitatea celor care guvernează de a face parteneriate și a asculta și a auzi pe ceilalți. Pentru că noi astăzi despre ce vorbim? Despre o aroganță totală, totală aroganță, și atunci mie mi-ar fi greu să mă conving pe mine și să conving colegii mei, hai să lucrăm pentru un partid sau altul. Noi am fost cei care am venit strict cu câteva priorități. Noi n-am vorbit și n-am criticat și n-am arătat cu degetul. Noi am spus foarte clar din start, Partidul Puterea Oamenilor nu vine să dezbine. Noi nu venim să arătăm cu degetul și să fim cărcotași și să râdem de greșeli mai mici sau mai mari a unuia sau altuia. Noi avem priorități foarte clare. Educația e prima prioritate, protecția mediului înconjurător și dezvoltarea și susținerea micului business. Și noi pe domeniul respectiv am tot venit cu propuneri constructive. Am scris scrisori la președinție, la guvern, la parlament. La un moment dat te faci neauzit, în sens că nu ești, în general, invitat la o discuție ca să vii cu argumentele adiționale de ce e bună propunerea ta sau nu. Și în cazul dat ar fi greu, vă spun, să conving colegii mei, hai să lucrăm pentru un candidat din partea altui partid. Dar, iarăși repet, nu ar fi exclus niște alianțe la mai ulterioare, înainte de alegerile locale, mai multe forțe politice, pentru că noi suntem cei care, cum am zis, nu venim nici să dezbinăm, nu venim să semănăm ură, nu venim să criticăm. Dacă va fi decis de colegii mei, împreună cu mine, că este mai bine să consolidăm o parte din electorat ca să mergem pe aceeași idee în rezolvarea problemelor municipiului Chișinău, asta va fi decizia. Gata asta în contextul următoarei mele întrebări. Modesta mea experiență spune că în timpul unui scrutin începe operațiunea retrageți-vă în favoarea candidatului cu cele mai mari șanse. Și aici, bineînțeles, că ei, cei de la putere, vor spune că al lor e candidatul care are cele mai multe șanse. Dumneavoastră, de pe acum, aveți un răspuns celor care vor veni cu atare solicitări sau reiterați ceea ce a spus câteva secunde mai devreme, că ați putea analiza, discuta alianțe înainte de scrutin, adică candidat comun pe drept, adică al puterii, adică Andrei Spân? De pe acum mai avem încă exact un an undeva până la următoarele alegeri locale să zic că va fi alb sau negru, nu. Noi cu siguranță suntem cei care ne așezăm la masa de discuții cu toți cei care vedem că au idei sănătoase, care nu arată cu degetul și nu o fac pe cărcotașii, care nu sunt demagogi. Noi discutăm. Am avut întâlniri cu alți lideri de partide, vom avea întâlniri cu alți lideri de partide, discutăm perspectiva alegerilor locale din municipiu și din alte localități. Mie mi se pare un lucru firez. Viața politică e în permanentă mișcare și nu poți să închizi ușa azi, ca apoi mâine să vii să zici că nu, ușa nu e închisă, dar e întredeschisă. Este un dialog, dar pentru noi foarte mult contează și cu cine discutăm. Ca să pomeni de prezidențiale, dar care ar putea fi surprizele prezidențialilor din anul 2024 după localele din 2023? Eu cred că este evidentă pentru foarte mulți. Cu ajutorul PAS-ului, dreapta este în situația în care este acum, partidele mici de dreapta nu sunt auzite. PAS-ul a absorbit toată forța electoratului cu viziuni pro-europene. Fac greșelile pe care le fac. Ioan Ceban la primărie nici mare lucru nu trebuie să facă. El crește pe fondul la toate așteptările care nu au fost așteptările dezamăgite, ca să zic așa. Și atunci, în 2024, trambulina pentru Ioan Ceban este mult mai simplă la prezidențiale. Noi să credeți că el ar putea proceda astfel? Adică să-și trădeze chișinăuienii după ce va fi ales, dacă va fi ales a doua oară primar, să zică peste un an, mulțumesc pentru un an de primărie, mă duc la prezidențial? Eu îl consider pe Ion Ceban o persoană mincinoasă din propria experiență și eu cred că el, ca să-și atingă scopurile, nu o să se dea la o parte, nu o să se rușineze să zică azi una, mâine alta, pentru că omul a mai promis primarul tuturor, iese din Partidul Socialiștilor, tot felul de declarații, că după asta să vedem rapoarte săptămânale la domnul Dodon la președinție, cadouri din partea președintelui pentru strada Albișoara. Deci multe au fost puse și în campanie electorală și după campanie electorală, care în realitate nu se adeveresc. Omul, ca să-și facă PR, o să meargă la diferite tertipuri. Chiar m-am amuzat și săptămâna
trecută, dacă nu greșesc, Forumul Economic pe municipiul Chișinău. Deci pe toate bannerile scria primul, era neapărat să scrie primul forum economic al municipiului Chișinău, deși primul forum economic al municipiului Chișinău a fost făcut în 2019 de către mine. Și asta este și în presă și peste tot. Dar ce nu face Ion Ceban ca să scrie primul forum economic al municipiului Chișinău? Poate primul după primul. Poate au avut în vedere că e primul în 2022. Putem să spunem și așa. Lupta va fi foarte dură. Ținând cont de faptul pe municipiul Chișinău? Ținând cont de toate resursele pe care le deține PAS-ul. Eu cred că da, va fi o luptă grea, dar eu nu pot să zic că până acum n-au fost pe municipiul Chișinău, comparat cu alte localități, tot timpul a fost o luptă dură și una murdară. Și din păcate, ce mă întristează pe mine și pe colegii mei, este faptul că iarăși o să meargă pe divizare. Și asta e trist. Pentru noi tot timpul am mers pe mesajul că nouă ne lipsește unitatea în Republica Moldova, ne lipsește pe masa de discuții ce facem cu educația, ce facem cu cultura, ce facem cu sportul. Probabil că ați văzut declarațiile campioanei noastre din Nikita, că echipa Moldovei este singura echipă din toată Europa care merge la competiții fără medic. Sunt declarații foarte triste. Păi că nu despre asta o să discute în campania electorală pe municipiul Chișinău în 2023, dar iarăși Rusia, Europa, America, sus, jos, tu ești hoț, tu ești corupt și nicio propunere de administrare a orașului. Dar eu tot timpul am spus că orașul, municipiul Chișinău, are nevoie de administrare, de administratori, nu de oameni care fac politică ascuzându-se după ecranele televizorului și pe ședințele care le face Ion Ceban online. Și mi se pare penibil. Și din păcate, noi discutam cu colegii mei din Partidul Puterea Oamenilor săptămâna trecută, următoarea campanie despre asta va fi. Apropo de corupție, dumneavoastră nu prea credeți din integritatea domnului primar Ion Ceban. Ar fi o soluție dacă ai noștri cei de la putere prin procuratură l-ar lua pe sus înainte de alegeri? Da, păi vedeți că să-mi fie permisă remarca. Sper să nu spuneți că sunt obraznic. Nu prea sunt de acord cum formulați întrebarea. Pentru că am auzit la dumneavoastră în emisiune experți care spun că marea greșeală ar fi a puterii să îl aresteze pe actualul edil. Păi, dar, dragii mei, noi ce vorbim? Facem fieriercuri de PR sau noi vorbim de respectarea legii? Pentru că chiar acum citeam că fostul edil a capitalei, domnul Dorin Chirtoacă, procuratura cere 10 ani de detenție pe dosarul parcărilor. Și noi am fost primii care am vorbit despre asta când eram în Consiliul Municipal, că omul pe 25 de ani a semnat un document care dă terenul municipal unei firme din Ungaria. Pe 25 de ani. Municipalitatea necâștigând nimic din asta. Ion Ceban a făcut același lucru cu toate stațiile din oraș. Cu toate stațiile. Le-a dat mai departe unei firme în administrare, fără licitație, fără nimic. Și acolo unde a dat stațiile, au apărut și gheretele la aceeași firmă. Deci, haideți să cumva formulăm întrebarea așa că ar fi dat să-l închidem pe actualul primar ca noi să câștigăm alegerile. Păi nu-i corect. Omul are de ce? Și dacă ar fi legea pusă în capul mesei, dar noi am vorbit despre favoritism a companiilor de construcții, noi am vorbit despre donațiile dubioase care primăria nu le publică, noi am vorbit despre încălcarea legii cu privire la buget, cu omul nu face public rapoartele pe ce a cheltuit 12 miliarde de lei din banii publici. Sunt. Deci sunt. Sunt foarte multe motive. Și atunci, zicem, hai să nu repetăm situația de la Bălți, că nu mai ridicăm ratingul, că o să facem urât, nu știu ce mai bine. Nu. De ce organele abilitate tac? Dacă e așa cum spuneți dumneavoastră. Și eu mă întreb de ce tac. Că noi tot reformăm justiția, luptăm cu corupția, da? Primul răspuns, care este prioritatea numărul 1 a guvernului? Luptăm cu corupția. Ce faceți voi în mandat de un an? Am luptat cu corupția. Dar corupția e acolo. Corupția e acolo. Aduceți-vă aminte anul 2016, când a fost marele scandal cu 26 de aresturi pe intoxicația copiilor în grădinițe. Pește, cartofi, pulpe de pui, 26 de oameni arestați. Păi mă credeți sau nu că aceleași firme azi prestează serviciul la primărie? Despre ce vorbim noi? Aceleași firme de construcții construiesc în continuare. Iar da, plângeri și dosare au fost deschise, oameni reținuți. Da, la televizor, da, noi luptăm cu corupția și reformăm justiția, dar cine are de suferit până la urmă, dacă tot noi? Copiii mai departe mănâncă produse fix la aceleași companii care au fost scandalul în 2016. Constructorii cum construiau cu abatere, așa și construiesc mai departe. Donații cum se făceau, așa și se fac.
și nimeni nu știe cine este donatorul, cu ce ocazie donatorul a venit și a făcut o alee în parcul Butoiaș. Dar eu vă spun de ce, pentru că peste jumate de an acolo s-a eliberat autorizația pentru un bloc. Înțelegeți? Nu, și despre ce discutăm noi? Vopsim borduri și sădim floricele. E frumos. E frumos, oamenii aplaudă, pentru că, da, într-adevăr, să zicem că atâția ani nu s-a făcut, s-a lăsat distrus, arată bine, dar Chișinău nu despre asta. Chișinău este coloana economic și financiară a țării, a întregii Republici Moldova. Și noi, în ultimii, noi, ca Partidul Puterea Oamenilor, în ultima jumătate de an, 6 familii au plecat, tinere, având afaceri aici în municipiul Chișinău. Și noi putem să zicem că municipiul Chișinău nu are resurse financiare pentru a ajuta agenții economice? Are. Mii de metri pătrați liberi, hale libere. De ce nu se face? Pentru că nu se vrea, pentru că mai ușor să vopsești o bordură. Da, sigur e mai ușor să vorbești, dar nu e despre asta Chișinău. Nu asta sunt așteptările celor tineri în municipiul Chișinău. Și ne mai vorbim deja de circurile din Consiliul Municipal. Că ți-am amintit despre solicitarea procurorilor de a-l condamna pe fostul primar Dorin Chiertoacă la 10 ani de pușcării. Adică pentru dumneavoastră asta nu e breaking news, da? Să înțeleg. Nu, e breaking news de ce acum, de exemplu, pentru că a trecut ceva timp. Dar noi în 2016 am făcut și conferințe de presă la subiect, că am prezentat documente. Erau mai mulți reprezentanți a societății civile la moment, care am mers și la organele abilitate, am depus dosarele respective. Discutasem atunci cu toată lumea, am informat că se face o ilegalitate. Se ia pământ municipal și se dă unei companii străine gratis, pe 25 de ani. Dar nu s-a mai dat până la urmă, nu? Păi nu s-a dat, dar de ce? Dar semnăturile erau. Dar atunci de ce s-a condamnat dacă nu s-a dat? Asta deja se răspund organele abilitate. Dar după mine egalitatea s-a făcut în momentul în care s-a semnat contractul. Și atunci, dacă nu erau mai multe voci și din societatea civilă și din Consiliul Municipal, lucrurile avea să fie urâte pentru Chișinău. Pentru că s-a dat mult pământ gratis unei companii care trebuia să facă parcări și noi chișinăuienii să plătim încă și prețul parcării. După ce am dat pământul gratuit. Și ar fi mai multe, dar iarăși nu vreau să o fac nici pe acuzatorul, nici pe, Doamne ferește, pe inchizitorul. Sunt lucruri care, cum se făceau, așa se continuă. Puteți să vedeți și pe Ștefan cel Mare. Apropo de construcție, eu am citit astăzi pe pagina Pasului Chișinău mai multe știruțe. Ei au o campanie nouă acum, ține de construcții ilegale. La fiecare două ore pun ceva, niște tablouri despre construcțiile ilegale. Nu cam de vreme s-au apucat ei de campania electorală contra lui Ceban, mai ales strâng cont de faptul că iau tot guvernul care poate gestiona orice construcție, oriunde vor ei. Domnule Gonța, vedeți că nenorocul unora este că eu am experiența de a fi consilier municipal. Știu care sunt competențele unui consilier municipal. Am fost 3 ani în Consiliul Municipal. Și eu aș zice, nu-i că de vreme, dar e prea târziu s-au apucat băieții din fracțiunea PAS din Consiliul Municipal de lucru. În loc să fie umblat cu corturile, să întrebăm care sunt problemele oamenilor, să rezolvăm problemele oamenilor, acum să facă show-ul ăsta cu construcțiile. Dar eu altceva vreau să vă zic. Andrei Năstase în toate campaniile electorale s-au ridicat pe construcții, în Chișinău. Sărie pe garduri, la Gaudeamu s-au blocat demolări, nu știu ce. Ion Ceban cu megafonul a umblat la toate construcțiile cu ilegale. Ion Ceban în campanie electorală fluturaie ca așa, cu un dosar. 238 de construcții ilegale în Chișinău. 20 vor fi demolate în primul an de mandat. Și? Slusare Alexandru umbla cu construcțiile ilegale în municipiul Chișinău. Deci, toți în municipiul Chișinău, când nu au despre ce vorbi, vorbesc despre construcțiile ilegale în municipiul Chișinău. Și pe asta s-au ridicat și Ion Ceban, și Andrei Năstase, și acum PAS-ul face același lucru. Deci, dar, real, voi ce ați făcut în Consiliul Municipal toți anii ăștia ca să blocați? Mai ales că Agenția de Supraveghere Tehnică este în subordinea Guvernului și este omul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Ministerul Infrastructurii și dezvoltări regionale, la fel, are competențe în domeniul respectiv. Și domnul Andrei Spânu s-a lăudat doar într-o suburbie că construcția va fi stopată și vom lupta cu construcțiile ilegale. Păi asta e ideea. Când zic că una e să declari, să vorbești frumos, să creștește așteptările oamenilor și doi, să rezolve problema, pentru că eu am demolat construcții în anul în care am fost. Am demolat construcții fără să îmblu să flutur cu 238. Înțelegeți? Se poate dacă se vrea. Dar una să declari și alta să faci. Pentru că când te-a pus să faci
Și vine la tine unul, a doilea, a treilea și zice, nu te băga acolo, acela, acolo e cu metru, știu că așa faci niște legături, zici, dar nu mă bag. Dar eu m-am băgat. Și azi am dosare de judecată cu companie de construcții care mă judec până în ziua de azi. Pentru că am fost singurul care am dus o mașină de pompieri și am demonstrat companiei de construcții că nu intră mașina de pompieri aici. Și mă judec. Câți ani au trecut? Eu am dosarul în judecată. Vedeți diferența? Între a vorbi și a sări pe garduri cu megafonul și a face. Diferența dintre noi și regizorul e că noi vrem să vorbim, dar el vrea publicitate. Luăm câteva clipe, vă rog, și după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Tot mi-a văd că nu v-ați răzgândit, domnule Codreanu, de la ultima noastră emisiune. De ce trebuie să-l dăm jos pe Ion Cebani? Eu nu înțeleg. Florițe, borduri vopsite sunt. Și multe alte. Da. Părculețe sunt. E bine. Lumea chiar spune că e bine. Eu aș putea să trec peste tot programul electoral a domnului Ceban, ce-o promis, și grădinițe reparate câte patru în fiecare an și nu s-au apucat nici măcar de una deja, că mai are încă un an de mandat și nicio grădiniță nu a fost deschisă, deși el a promis 4 pe an, asta ar fi 16 grădinițe. Multe promisiuni care pur și simplu nu s-au realizat, dar ideea e ca să fie clar. Noi când vorbim de bugetul public, asta, noi ca să înțelegem, asta sunt banii noștri. Sunt banii noștri. Și la nivel de buget național, care gestionează guvernul, și la nivel de buget municipal, care gestionează primărie. Sunt banii noștri. Și tu când te întreabă cetățenii, pe ce ai cheltuit 12 miliarde de lei? Și tu zici, oamenii văd pe ce am cheltuit eu banii și n-am de gând să raportez? Mie asta mi se pare la fel de arogant cum declară Gavriliță, că banii în țară vin, și noi o să vă informăm ulterior pe ce am cheltuit. Și eu am zis, nu este nicio diferență între Ceban și între Gavriliță. Gestionarea banilor mai proastă în municipiul Chișinău și la nivel de guvern nu a fost. Și de asta Ceban, mai departe, primul lucru care au făcut, reparație în birou, donatorul, nu se știe. Noi am făcut demersuri la primărie anul trecut, mai mult de 20 de demersuri, să ne raporteze pe ce s-au cheltuit banii și cine sunt donatorii. Niciun răspuns. Nici un răspuns. Legea se încalcă. Dar eu vreau să știu, 12 miliarde de lei pe ce se duc? Pe ce s-au luat 9 milioane credit de la Bert pentru gunoi ăștia de la Țânțăreni? Cât s-au cheltuit de acolo? Nimic. Lucrurile nu sunt administrate. Lucrurile mai departe, cum se facea politică în municipiul Chișinău până în 2017, așa se continuă să facă politică în municipiul Chișinău. Și funcția de primar general nu, astăzi nu este funcție de administrare. De administrare a treburilor orașului. Se face o bordură frumoasă, de exemplu, pe strada centrală. Cum faci 3 metri mai departe, e o curte de bloc dezastru. Curți de bloc sunt dezastru. Ai boit, ai vopsit bordurile într-un porcușor. Intră mai departe și ai să vezi. Același glod, aceleași companii care au pus piatră, deși au luat bani pentru asfalt. Nu s-au schimbat lucrurile. Nu s-au schimbat. Și asta este trist. De ce invitații mei spun că s-a schimbat? S-a schimbat. Și nu toți fac parte din, niciunul nu face parte din grupare, din grupul sau de prieteni, de amici. Nu știu, trebuie ei să răspundă ce s-a schimbat. Că dacă noi vorbim despre Chișinău, că se schimbă faptul că pui bordurile și asta este dezvoltarea unui municipiu de aproape 1 milion de oameni, atunci eu le doresc mai departe tot asta să fie municipiul Chișinău. Dar eu vreau să vă spun că întreprinderile municipale, cum erau în faliment, așa și-au rămas în faliment. Autobuzele că s-au procurat din banii creditați, luate în credit. Ok, noi le-am cumpărat din banii proprii. Eu în 2018-2019 am putut scot autosalubritate pe plus. Azi e în minus. Sunt multe lucruri despre care dacă intrăm în esență, nu doar vizual că mergem și ne plimbăm printr-o zonă sau alta, lucrurile stagnează. Lucrurile nu se schimbă. Orașul nu se dezvoltă, pentru că dezvoltarea unui oraș nu este în borduri. Nu este în borduri. Dezvoltarea unui oraș este despre dezvoltarea coloanei vertebrale a orașului. De asta e afacerile, asta e micul business. Dar noi ce am făcut în municipiul Chișinău? Eu vreau să vă dau un exemplu. Un coleg de partid avea o gheretă mică, de 7 ani. Așa cum era legal, luată în arendă, avea schema de amplasare tot. S-a scos locul la licitație cu 5 milioane de lei. De unde el să aibă 5 milioane de lei? Să iei în arendă pe următorii 3 ani. Știți cine a luat în arendă? Cei care au avut gherete până amu, neamuri de lui Chirtoacă, care au avut banii ăștia. Publicitatea la fel.
Cine acum e baron pe toate publicitățile? Cei care au făcut bani pe publicitate? Cei mici au dispărut, au murit. Deci noi despre ce vorbim? Eu am zis-o de foarte mult, tot timpul am zis. Cei săraci au sărăcit, cei bogați s-au îmbogățit. Clasa de mijloc dispare și la nivel de țară și la nivel de municipiu. Și primăria, greșeala primăriei care au fost, că nu au susținut mici antreprenori. Localurile se închid. Oamenii care aveau o familie, care tineri, antreprenori, care păi, de bine, de rău, exista. Exista. L-au dat la o parte, au scos locul la licitație cu 5 milioane. Păi noi ce facem? Noi ce facem? Astăzi, publicitatea cea mai mare, banii nici măcar nu rămân în țară, scoși din țară. Deci noi ce facem? Asta e cumva durerea mea, pentru că noi tot vorbim de clasă de mijloc, noi vorbim de mici antreprenori, guvernul dă miliarde, sute de milioane pentru susținerea micilor antreprenori, training-uri, coffee break-uri, mese rotunde. Noi nu avem mici antreprenori. Nu avem, gata. Din iarnă nu știu cât o să iasă. Și noi ce facem? Am crescut și mai mare discrepanță dintre cei care au avut și cei care nu au. Dar ce o să faceți dumneavoastră mai bine decât face Ion Ceban? Haideți să facem un pic de publicitate gratuită cu noi campanie. Mulțumesc. Ar fi mult de vorbit, dar eu am zis că municipiul Chișinău are bani și ei trebuie doar administrat. Și așa cum am putut din banii proprii ai municipiului, ai oamenilor, să construiesc grădinițe de la zero, să întorc terenuri care nu s-au construit construcții, dar am întors terenuri municipale pentru municipiu și am construit grădinițe. 166, 179, 112, 3, 48. E că eu grădinița 3 am întors-o. Grădinița 3 am întors-o de la registru. M-am luptat jumate de an, scrisori, convingeri. Acum știți ce e acolo? Trebuia să fie o grădiniță pe sectorul Buiucani, dar acum e sediul Direcției Educației Buiucani. E că vedeți prioritățile care sunt. Eu eram pentru copii și condiții copiilor, ca să nu fie 35 în grupă. Să fie normal 25 de copii în grupă, să deschid creșe pentru copii până la 2 ani. Dar banii aceia bani ce-au făcut? Au pus Direcția Educației Buiucani în sediu care l-am adus noi municipiului. Înțelegeți? Subteranele care am început să le repar, din banii publici, din banii oamenilor reparate, nu de donatori obscuri. Nu. Ca și drumuri, de exemplu, vreau să vă spun că într-un an noi am făcut mai mulți kilometri de drum decât Ion Ceban în 3 ani. Pentru că eu am legat sectorul Ciocana cu sectorul Rușcani pe calea studenților. Pentru că am zis că decongestionăm un pic Aleco Ruso. Multe lucruri au început să fie făcute altfel la nivel de administrare, la nivel de discuții. Dar, hai, eu sunt onorat că mă comparați cu Ion Ceban, care are deja 3 ani de mandat. Eu am fost interimar un an de zile, dar într-un an de zile, eu cu mica echipă așa care am găsit-o, fără să zic că ești de-a cuiva sau de altcuiva, am început să lucrăm. Și mândria mea e că noi și autobuzele le-am cumpărat din banii proprii și grădinițele le-am construit din banii proprii, fără să luăm credite. Credeți că Berdu nu a fost atunci la mine să-mi zic că semnează creditul de 9 milioane de euro? A fost. Zic că nu. Pentru că nu vreau să iau 9 milioane de euro și în contract scria că de 9 milioane de euro să reînnoim parcul de mașini la autosalubritate și mai departe să ducem gunoiul tot la Țânțăreni. Și am zis că pentru asta nu trebuie de luat credit. Înțelegeți? Atunci am cumpărat 12 autospeciale noi la autosalubritate. Tot din banii întreprinderii, domnule Gonța, nu din credite. Asta e diferența. Din credite, e ușor. E împrumutat pe următorii 10 ani, ai rata Euribor 3 plus 5 și tot întorci. Nu întorci tu, dar tot întorci din impozitele oamenilor. De ea nu încearcă tu să prioritizezi lucrurile așa încât să faci asta cu banii tăi. Cu banii municipiului, care i-ai. Dar acum bugetul, nici nu se compară bugetul care l-am avut noi în 2018-2019 cu bugetul care este acum, pentru că este mult mai mare bugetul, acum. Înțelegeți? Atunci ce faceau socialiști? Imblau și fluturau cu flori, să sădesc flori prin municipiul Chișinău, dar acum bugetul pentru flori a crescut de două ori. Înțelegeți? Diferență. Tare bine vorbiți dumneavoastră și convingător. Și vreau să vă zic, eu mă bucur că cel puțin proiectele care țin de Centrul Municipal de Tineret, primul Centru Municipal de Tineret din municipiu, se duce mai departe, tinerii lucrează, au un spațiu, au un director bun, tinerii sunt implicați în viața municipiului Chișinău. Dar cine l-a deschis? Noi în 2018. Primul centru de sterilizare a animalelor, care se compara și Odessa cu noi, că ei nu aveau, Iașu nu l-are. Noi l-am făcut tot din banii noștri. Dar ce a făcut actualul edil? A pus tot pe burtă. Numărul maidanezilor crește în municipiul Chișinău. Centrul de sterilizare a animalelor nu funcționează. Înțelegeți? Noi atunci am creat serviciu de ca toți bătrânii și bătrânile din municipiul Chișinău să se socializeze. Le duceam la biblioteci, ei le croșetau, învățau Skype-ul, făceau limba rusă gratuită, făceau limba română gratuită, le făceam tururi turistice prin municipiul Chișinău, le duceam la case de copii. Înțelegeți? Încercam, noi am venit cu diferite abordări.
Dar atunci foarte clar din start am spus că prioritatea numărul unu este educația. Noi trebuie să construim grădinițe. Trebuie să construim grădinițe. Eu când am venit, ANSP-ul a făcut atunci un demers la primărie și au zis că 79 de grădinițe, dacă nu greșesc, trebuie închise că nu corespund normelor. 79 de grădinițe nu corespund normelor. Scrisori, petiții de la părinți că 3.000 de copii nu au locuri în grădinițele din municipiul Chișinău. Atunci normal că nu trebuie să te gândești mult. Și toți banii care au fost ai municipiului au fost canalizați pentru construcție de grădinițe, pentru reparația grupurilor sanitare în grădinițe, pentru reparația bucătăriilor. Și s-au făcut. Noi într-un an am făcut 300 de proiecte din banii doar a municipiului. Niciun leu luat din altă parte, din credite sau să luăm de la bănci comerciale. Astăzi eu începam să împrumut de la toate băncile comerciale din Chișinău. De la toate băncile comerciale din Chișinău. De ce? E că eu vreau să vă întreb, de ce? Și cum poți tu să te împrumuți când un an în urmă era 6,5 dobândă, azi ai 23,5? Cine o să întoarcă banii ăștia? Tu împrumuți municipiului Chișinău cui? Băncilor comerciale? Și tu te lauzi că faci ceva în Chișinău? După, noi suntem cu dumneavoastră cap de familie. Că vreți să faceți un apartament frumos. Păi, dar e ușor. Vă duceți cum împrumutați bani la toți vecinii de piscară, v-ați făcut reparații și sunteți cel mai gospodar din toți. Nu? Dar de fiecare dată când o să vă vadă vecinii, eu zic că, domnul Gonța, nu uita că ai la mine niște datorie acolo. Înțeleg că ți-ai vopsit rama la fereastră. La parlamentarele trecute, PAS-ul a luat 63 din mandate și spun mulți dintre liderii partidelor politice care vin pe aici prin studio, inclusiv din cauza sau datorită faptului că sloganul nu votați partidele fără șansă, votați-ne pe noi, că noi o să aducem țara acolo unde trebuie. Și au adus-o. Eu sunt singur, eu garantez, pentru că am o micuță, modest experiență. Așa va fi și la localii de anul viitor. Nu vot. Așa a fost și Codreanu e bun băiat, deșteptețel, dar nu-l votați că n-are șansă. Cu asta cum vreți să luptați dumneavoastră în Chișinău? O să vedem cu siguranță care o să fie strategia noastră de comunicare. Noi tot timpul am fost cei care am spus că noi venim să creăm poduri între comunități. Noi am fost cei care am spus că țara asta se ține pe entuziaști, profesori entuziaști, medici entuziaști, primari entuziaști. Noi am fost cei care am spus că puterea oamenilor este în fiecare dintre noi și trebuie odată și odată să oprim cercul ăsta vicios și să începem să vorbim despre problemele reale, dar nu despre lupta cu vrăjitori. O să încercăm să fim ceea ce suntem noi de fapt. Acea mică echipă de oameni care are peste 10.000 de ore lucru în spate, care este fiecare bun în domeniul său de activitate, pentru că avem colegi cu care ne mândrim. O să vorbim cu oamenii. Noi nu o să concurăm, credeți-mă că noi nu o să fim concurenți din punct de vedere financiar cu partidele mari. Nu. Noi din start am zis că noi tot ce facem noi la nivel de cotizație și donație, noi suntem modești și noi nu o să ne permitem publicități pe la televiziuni și banere de 3 metri peste tot și să ungem ochii locuitorilor municipiului Chișinău cu promisiuni frumoase. Dar o să încercăm să mergem să vorbim cu cât mai multă lume ca să fie contactul direct. Iată, eu îți vă invit la mine la emisiune, pentru că ești la putere, nu vor să vină deocamdată la mine la emisiune. Ce drept, ei probabil o să vrea atunci, dar eu atunci nu o să am bani pe cont. Și n-o să-mi permis să-i invit. La capitolul dat, eu vreau să vă zic că am candidat și în 2015 la Consiliul Municipal, în frunte cu Oazu Nantoi. Tot așa ziceau lumea că votați Dorin Chirtoacă, că Nantoi n-are șanse. Așa că eu cred că asta se repetă din la fiecare ciclu electoral. De ce a plecat Victor Chironda de la Ion Ceban, nu știți? Eu n-am vorbit cu Victor de când a plecat. Probabil că el s-a expus, că am înțeles că mai este cauza, merge în judecată mai departe de examinare. O să vină dânsul cu un răspuns. De ce a plecat domnul Fadei Nagacevski, știți? Chiar n-am idee. Haideți să mai schimbăm un pic temele, domnule Ruslan Codreanu, vreți? Vă rog. Azi avem exact un an de la show-ul televizat numit Reținerea Procurorului General Alexandru Stoianoglu. Dumneavoastră probabil sunteți mai bine informat decât mine. La ce etapă sunt toate dosarele lui și ce concluzie în acest an ați reușit să vă faceți despre acest caz? Un an. Eu vă mulțumesc inclusiv pentru compliment, dar eu cred că mai puțini sunt mai informați decât dumneavoastră în țara asta. Cazul
domnul Stoianoglu face parte ca din fix același lucru care eu am zis, că noi luptăm cu corupția, că reformăm justiția, reformăm procuratura, reținem oameni, după asta le dăm drumul. Dar eu am spus-o de nerepetate ori, că greșeala cea mai mare actuală a guvernării este aroganța cu care comunică cu noi, cu oamenii. Și acum vorbesc strict din perspectiva mea ca cetățean. Strict din perspectiva mea. Eu am foarte multe răspunsuri, acum înainte de iarnă, cu prețul la gaz, ce se întâmplă. Eu am foarte multe întrebări la platforma asta de asistență socială, pe care trebuie să te înregistrezi, să faci 7 pași ca să obții nu știu care ajutor din partea statului. Eu am o mare, pot să zic, și tristețe, cu noi se comunică prin Facebook cu oamenii care vor să știe, pentru că am și eu părinți care au o anumită vârstă și vreau să știu dacă ei sunt beneficiarii ajutorului din partea statului sau nu. De ce Marea Britanie a putut să iasă și să zică, de pe acum, 2 săptămâni în urmă, a putut să iasă și să zică toți cetățenii vor primi 450 de lire sterline ajutor în sezonul de iarnă, dar noștri fac platforme online care costă, înțelegeți? Eu mă întreb, de ce noi avem direcția asistență socială unde lucrează 10.000 de oameni, direcția de asistență socială în fiecare raion, dar noi avem nevoie de platforme pentru înregistrare și etape intermediare ca să obții un ajutor de la stat. Eu am multe întrebări și toate întrebările mele, inclusiv dacă pornim de la cazul Stoianoglu, cu noi nu se comunică. Și dacă eu comunic și încerc să dau o opinie, o întrebare, o propunere, eu sunt pus în diferite tagme. Că tu ești de la acela, tu ești de acolo, tu ești... Înțelegeți? Și asta este o problemă, pentru că tot cei care ne guvernează pe noi astăzi, tot ei vin la noi și zic, haideți să fim uniți, haideți să nu ne mai dezbinăm. Dar uniți și nedezbinați asta doar nu înseamnă să gândim toți sub aceeași riglă. Pentru că eu pot să am altă viziune pe domeniul educației care e a mea. Eu pot să am alte viziune pe domeniul descentralizării și eu sunt ferm convins că consiliile raionale trebuie lichidate. Asta doar nu înseamnă că eu vreau să divizez. Eu vreau să ajut. Dar imediat ce eu vin cu o altă propunere și nu scriu statusuri de laudă pe Facebook, eu sunt catalogat. Eu, colegii mei, că sunteți de-a nu știu cui, că faceți jocul cuiva. Păi da, haideți noi să nu mai... Să fim onești cu noi. Ori noi vrem o societate unită care gândește, construiește, ajută, ori dacă tu gândești altfel și nu ești de acord cu mine, din startul nu ești, tu ești dușmanul meu. Adică dezbinarea vine de sus? Dezbinarea vine de sus și tot timpul de sus și-a venit. Că nu oamenii se dezbină. Pe oamenii acum îi unește sărăcia, domnule Gonță. Și după iarnă sărăcia o să îi unească și pe mai mulți. Înțelegeți? Sărăcie, deznădejde, confuzia, așteptările dezamăgite. Și dezbinarea nu vine de la oameni. Dezbinarea vine de acolo sus. Ai ieșit afară în protest, ești de la acela. Ai scris un status pe Facebook, care ai vorbit urât de un deputat, ești de la acela. Nu-i corect. Nu-i corect. Pentru că cine seamănă ură, ură va culege până la urmă. Așa? Eu, iarăși, ne întoarcem la ziua profesională, ziua internațională a profesorilor. Fiecare al cincilea cadru didactic astăzi are peste 60 de ani. Peste 60 de ani. Și eu despre asta vorbesc de cel puțin 5 ani de zile. Este o diferență enormă să vorbești frumos la tribuna ONU, că educația este prioritatea numărul 1 și trebuie să investim în educație. Dar eu de 5 ani tot vorbesc și am scris scrisori și guvernul precedente. Deci nu zic acum că doar PASO a preluat o grămadă de probleme, dar PASO nu a venit cu nicio viziune altfel decât au făcut ceilalți. Și asta e o problemă. Înțelegeți? Mutatul de hârtie de pe o masă pe alta, cum era, așa și continuă. 2000 de cadre didactice astăzi sunt deficit. 2000 de cadre didactice astăzi lipsesc. Vorbeam astăzi cu un coleg de echipă. Dobrogea, din Sângera. Copiii nu fac limba engleză pentru că nu era profesoară de limba engleză. Și asta aici, lângă Chișinău. Și astfel de cazuri, credeți-mă că sunt. Pleacă un profesor de matematică în România, copiii nu fac matematică. Sau fac matematică cu singurul profesor care a mai rămas în instituție. Supranormă, pe același salariu. Care sunt prioritățile? Săptămâna trecută a fost aprobată strategia Moldova 2030. Doamne. Înțelegeți? Deci, strategia 2030. Și eu vreau o scurtă incursiune. 2030 noi vorbim. Noi vorbim asta în cazul în care noi avem un război la hotar. Da? Avem o situație. Asta e Coreea de Nord. Noaptea asta au aruncat rachete balistice peste Japonia. Da? Iranul a atacat Irakul. China are pretenții cu Taiwanul.
în lume tot acum se reașează, înțelegeți? Polonia, ieri, a cerut 1,3 trilioane de dolari de spăgubire de la Germania. Pentru al doilea război mondial. Germania a votat un pachet de 600 de miliarde de euro ca să ajute toate întreprinderile din Germania să iasă din criză. Și Franța și Italia s-au supărat că nu e solidar. Înțelegeți? Deci lucrurile se mișcă cumva în toată lumea, acum se reașează unde se împușcă, unde Kosovo cu Bosnia, Armenia cu Azerbaijan, dar noștri ce fac? Aprobă strategie până în 2030? Nu, e de râs, înțelegeți cum? E de râs, pentru că prioritățile sunt total greșite actualei guvernări. Și aroganța nu-i lasă să audă, măcar să asculte. Nu pot să dai acum. Și ei se pregătesc pentru anul electoral de anul viitor. Ori tu ieși și zici că e război și noi nu știm ce o să fie mâine și noi strângem cureaua, dar toți strângem cureaua. Nu voi strângeți cureaua, dar noi facem mai departe ce am făcut toți anii ăștia. Și facem niște priorități foarte clare cum se dezvoltă Moldova pe viitor. Ori noi dăm 2 miliarde pentru satul european, pentru că la anul sunt alegerile locale, pentru aceleași parculețe, scoaruri și sădit de copășei. Nu-i corect. 2 miliarde de lei să dai acum pentru lucruri care nu sunt de primă importanță. Eu înțeleg că satele mor, eu înțeleg că satele sunt glod, eu înțeleg că totul este important. Dar nu poți tu să iei de la fonduri rutiere să nu faci drumuri naționale și să sădești flori. Mie mi se pare asta greșit. Și nu poți tu să iei și să vii să declari de la tribune naționale că cât este de importantă educația. Mulțumim profesorilor, mulțumim pentru educație, mulțumim, dar bugetul pe educație să fie cel mai mic. Înțelegeți? Și eu știu că părerea noastră este că, băi, Codreanu ăsta, cum a fost până la dânsul toți anii ăștia și a vorbit frumos, e că vorbești frumos. Dar eu am demonstrat că se poate și asta e diferența, că lucrurile pot fi administrate, dar tu nu poți continua ca să apropi strategii Moldova 2030, când tu ești într-o ceață totală. Tu de tine nu depinde nimic acum, ca țară. Tot ce depinde tu acum poți face, asta e să ai grijă de oamenii tăi. Nu să stai să cerșești. De acolo păcură, de acolo rezervor de gaz, de acolo poate a picura nu știu ce. Înțelegeți? Noi ne lăudăm că Berdo a dat 300 de milioane pentru ca să ne ajute să trecem de perioada de iarnă. Comisia Europeană iar a dat nu știu ce granturi. Pe de altă parte, noi din buget, din fondul de rezervă, mai scoatem niște milioane ca să cumpărăm gaz. Dar eu n-am, nu mi-e clar. Și eu doar nu e atât de complicat, dar ieșiți și spuneți. Mie nu mi-e clar. E ca dumneavoastră, ca cetățean, ca jurnalist, dumneavoastră simțiți în țară situație de urgență? Eu nu mai înțeleg nimic. Pentru mine e o confuzie totală ca situația asta de urgență. Ea pentru ce e situația de urgență? Ca comisia, situație excepțională, să poată să aprobe decizii? Și fără să-i întrebe nimeni de ce? Și achizițiile publice se fac fără licitație. E că eu nu pot să înțeleg. De ce noi cu 3 zile înainte din 1 octombrie trebuie să cumpărăm gazul cu 400 dolari metru cub mai scump, când la 1 octombrie era prețul mai mic? Eu vreau să știu, pur și simplu, și nu doar nu-i greșit să întreb, nu? Pentru că să cumpăr gazul celălalt tot din banii dumneavoastră, din banii mei, din banii colegilor. Și ce e așa de complicat? Pur și simplu să ieși, să nu te bâlbâi, să nu arăți cu degetul arogant și să dai vină pe tot pe război, pentru că când le convine, războiul e de vină. Când e de laudă, noi suntem maladeți. Nu așa. Scuzați-mă pentru emoție, dar eu m-am uitat un pic, că dumneavoastră ați menționat de achiziții. Domnule Gonță, Ministerul Apărării cumpără scaune, reînnoiește scaune la Minister, 1.300.000 de lei. Domnul Spânu, ca să tot menționat de domnul Spânu, face licitații, el procură servicii de cercetare și consultanță. 13 milioane de lei. 13 milioane de lei, servicii de consultanță. Ministerul Infrastructură și dezvoltări regionale. Ministerul Muncii, consultanță pentru gestionarea serviciilor de asistență telefonică, 1,8 milioane. Noi suntem în situație de urgență și război, ori noi cheltuim banii, pur și simplu, aiurea. Știți ce ne-a câștigat la Ministerul Muncii? Peste tot câștigă ONG-uri. ONG-ul care a fost condus de doamna ministru de interne, doamna Revencu, la stradă. Nu. Și eu pot să zic, eu chiar dacă fac parte dintr-un partid politic, dacă astăzi conduc Partidul Puterea Oamenilor și suntem colegi care vrem să rămânem în țară, am făcut ceva pentru țara asta, continuăm să muncim pentru țara asta, dar eu am avut așteptări la guvernarea asta. Eu am avut așteptări, pentru că noi în prima perioadă, în general, n-am criticat. Noi am tăcut. Noi am zis că acum situația este dificilă și oricine ar fi fost, se făcea greșeli. Dar nu se poate atâta lipsă de transparență și atâta aroganță. Nu se poate să dăm vina pe război, dar să cheltuim bani pe scaune, pe servicii de consultanță. 10 de milioane se duc. 10 de milioane. Păi, trebuie scos starea asta de urgență și de trecut pe transparență.
pentru că este dreptul nostru. Dreptul nostru, așa cum spunea Margaret Thatcher, nu mai amăziți oamenii că statul cheltuie pentru voi 3 milioane. Nu statul cheltuie pentru noi 3 milioane, statul administrează banii noștri. Sunt banii noștri. Și dacă statul a decis să majoreze o pensie, el a decis tot în contul meu să o majoreze, pentru că eu plătesc impozit la stat. Înțelegeți? Numai că așa cumva se face politica asta, că hai și o-mi face PR, pe nevoie și pe sărăcia oamenilor. Și am dat cu 100 de lei mai mult și ne-am lăudat că noi am dat cu 100 de lei mai mult. Dar de unde? De unde? Pentru că anul 2023 se așteaptă mai greu decât anul 2022. Mai greu. Ca să nu fie greu și la anul 4, și mai greu la anul 4 decât este, trebuie să luăm publicitatea la timp, vă rog, după care o să revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Discutăm despre criza gazelor naturale sau deja e prea obositor subiectul ăsta? Da, eu prea mult s-au discutat și s-au expus oameni care sunt mult mai vizați ca mine în domeniul gazelor, dar noi putem să discutăm despre alternativa. Lemne, MD. Pentru că eu ziceam, doar ca o scurtă incursiune, ziceam că se ține pe entuziaște țara asta și în cazul dat cu lemne, MD, iar s-au mai cheltuit niște bani pentru platforma asta online, povara tot a căzut pe primari. Pentru că oamenii acum, de exemplu, vă spun un caz concret. Oamenii din satul Tătărești aparțin acolo Silvii Ghidighici. Oamenii care au nevoie de lemne trebuie să meargă, de exemplu, doamna care are 70 de ani, trebuie să ducă până la Ghidighici să-și ia lemne, să-i plătească pentru încărcat, să vină să plătească mașina și să-i aducă înapoi să plătească pentru descărcat. Bani care oamenii nu iau. Și toată povara iar a căzut pe cine? Pe primar. Primarul acum trebuie să caute bani ca să ajute oamenii din localitate. Guvernarea s-a gândit că mai decât să cheltui banii pe site-urile astea lemne media, care apropo nu lucrează, pentru că tot astăzi am încercat să sun și nu-ți răspunde nimeni la telefon acolo, mai bine îi dădea la primării. La primării ca să ajute oamenii, pentru că, iarăși repet, nu se inventează bicicleta. Primăria are lista oamenilor care au nevoie de ajutor. Fiecare primărie are listele respective. De ce trebuie acum să inventezi nu știu ce fel de site-uri, platforme, sisteme informaționale care nu fac decât îngreunează. Tot îngreunează și asta costă bani, pentru că și platforma asta pe asistență socială a costat bani ca să o implementeze. Pe când sunt deja lista persoanelor vulnerabile care sunt luate la evidență, lista lor există. Primăria municipiului Chișinău, vă spun eu, anual acordă ajutoare copiilor la din 1 septembrie pentru procurarea rucsacilor, pentru procurarea materialelor școlare. Lista lor este. De ce trebuie de inventat acum? Și să mai acorzi încă bani suplimentari ca să-ți ofere ce? Consultanțe la telefon? Dar acolo sunt date cu caracter personal. Cine o să prelucreze datele astea cu caracter personal? Sunt multe întrebări și iarăși noi am pornit de la faptul, eu am pornit de la faptul că este lipsă totală de transparență cum se cheltuie bani. Lipsă totală de priorități. Cum trebuie de gestionat și de administrat lucrurile și banul public. Domnul Codreanu, în contextul acestei crize a gazelor naturale, eu vreau să vă citesc un mesaj care a fost postat astăzi pe Facebook de către vicepremierul, ministrul al infrastructurii, domnul Spân. Astăzi vin cu un mesaj de recunoștință, dragi moldoveni, pentru faptul că n-ați lăsat neputincioși mâinile în jos, ci ați depus efortul pentru a consuma cu socoteală. În septembrie, consumatorii casnici au reușit să reducă cu peste 30% consumul de gaz față de aceeași lună anul trecut și vă mulțumesc pentru străduința și cumpătarea voastră. Vă rog să facem față, vă rog să facem acest lucru și în continuare, să economisim pe cât putem. Am încredere că putem. Este extrem de important și știu că înțelegeți foarte bine acest lucru. Vă apucă mândria când citiți așa un mesaj? Mă apucă tristețea și mă consider jalnic și foarte patetic. Eu aș vrea în luna decembrie domnul Spânu să facă o plimbare pe la piața centrală, să zică că el este domnul Spânu, lumea să-l recunoască, să mai plimbe prin străzile Chișinăului, dar să iasă și din Chișinău prin sate, pentru că e foarte bine că noi avem deschiderea tuturor partenerilor de dezvoltare și donatorilor, dar să mai ducă. Eu nu știu când a fost doamna Gavriliță ultima dată în Gagauzia să mai discute cu oamenii de acolo. Ca și domnul Spânu să facă o plimbare peste vreo două luni și să mulțumească oamenilor că au sărăcit, că au redus consumul de gaz, că nu mai fac duș, că dau mai puțin bani copiilor pentru mâncare la școală, că se învelesc cu triogheluri, că au vândut o a doua mașină. Deci, asta sunt mesaje din partea unui demnitar care i-a promis viață mai bună?
Nu. După mine este un mesaj patetic. Și faptul, iarăși, că noi tot ne laudăm că vin miliarde, că vin miliarde, că... Dar noi cheltuim banii aiurea și punem oamenii... Pe cine punem noi povara? Pe cine punem noi povara? Nu știu dacă cunoașteți ultima vreme, s-a pornit foarte mult amenzile. De noi suntem stat care ne laudăm tot că suntem țară, candidat, că vrem statutul de candidat, că facem grupuri de lucru acum. Ori noi suntem stat polițienesc, care din start punem, uităm de prezumția nevinovăției și punem ca scop de bază a unor instituții a statului penalizare. Pentru acumularea banilor la buget. Penalizarea, pentru că numai ieri discutam cu doi colegi au primit amenzi cu executor judecătoresc deja, prin executor judecătoresc, blocate conturile la firmă pentru amendă de 600 de lei. Fără citație, fără proces verbal. Și eu cred că este o problemă, și chiar vă rog și pe dumneavoastră, dacă o să aveți invitați poate pe cineva din organele abilitate, să-i întrebați ce se întâmplă. Eu am văzut executori judecătoresc, domnul Gonța, care fac citații pe Facebook. Înțelegeți? Și am întrebat un coleg avocat cum e posibil așa ceva și el zice că trebuie convocarea colegiului disciplinar pentru că nu este etic, pentru că îți date caracter personal, pentru că tu nu poți trimite amenințare, că e mai mult sună amenințare pe Facebook pentru o doamnă că ea nu se prezintă. Despre ce vorbim noi? Caz concret. Camera video 62 de kilometri la oră, amenda e 600 de lei. A costat-o să plătească 4 carduri blocate, contul firmei blocat, a costat 1600 de lei. 600 de lei amendă, 1000 executorul judecătoresc. Fără citație. Noi despre ce vorbim? Eu înțeleg că s-au investit peste 30 de milioane de lei în camere și acum banii trebuie recuperați. Dar haideți totuși să nu uităm că noi am venit să lucrăm pentru oameni și cu oamenii, nu împotriva oamenilor și nu trebuie să luăm oamenii din start ca hoți. Hoți, vitezoman, tot ce vreți. Nu așa se construiește. Este total greșit. Și vă spun că ultimele două zile, ca două cazuri, doi colegi de-a noștri, fără citație, pentru că până acum venea citație, trebuia să te prezinți, să spui, poate nu am fost eu la volan, poate a fost o cauză, trecea ambulanța pe alături, eu trebuia să mă dau la o parte. Nu, nu-ți mai vine citația, este pus judecătorul executoresc pe tine. Și unii judecători executoriești deja fac asta pe Facebook. Îți scriu statusuri pe pagina ta personală că trebuie nu știu ce. Dacă asta este cea reformă a justiției și asta înseamnă toți banii și toate milioanele care au fost date de Uniunea Europeană până acum că noi să reformăm justiția, ca să punem povara tot pe om, atunci e trist. Pentru că eu pot să vă zic că este un deputat actual în Parlament care spunea că nu știu dacă era deputat sau nu m-a aspirat să fie deputat. Și scria statusuri frumoase că cum asta în bugetul public să fie prevăzut articolul de amenzi și tu să planifici că pentru 2022 tu trebuie să ai 300 de milioane din amenzi. Și zicea, eu când am să fiu deputat, eu am să scot asta. Păi, nu numai că nu o scos-o, dar au și majorat amenzele și acum executorii și judecătorii stau pe oameni ca să scoată bani din trânș. Asta după ce oamenii au trecut prin criza pandemică, criza energetică, conflictul acum, războiul din Ucraina, oamenii sărăcesc, oamenii au luat credite, oamenii n-au din doar și banii. Și faci statul? Pune executorii și judecătorii pe tine. Așa trebuie. Spuneați că să vorbesc cu cei din organele abilitate, dar eu, din câte știu, nici celor din organele abilitate nu li se dă voie să vină la emisiunea mea, apropo, pentru că am încercat să-i invit de la anumite structuri. Păcat, pentru că eu aș fi curios să văd un răspuns profesionist la subiectul din partea Ministerului de Interne. Ce se întâmplă cu camerele de supraveghere? Cum poți să primești amendă și cum poți să îți arete fața, pentru că îți dați caracter personal? Cum poți să primești amendă că ții telefonul în mână? Pur și simplu ții telefonul în mână. Cum zicea un coleg de-a meu, dar poate eu sărășit la mână și țin o grelcă în mână. Ți-a venit amendă. Centură, amendă. Telefon în mână, amendă. De viteză nu mai vorbesc. Care este scopul în general? Că se merge pe prevenție, nu? Prevenție. Vorbim de depășiri grave, vorbim de comiterea infracțiunilor. Noi pe cine punem povară? Protestele care sunt în Chișinău. Da. Manipulatorii sau din disperare? Sau două în una? Să nu răspund greșit, poate n-am auzit corect întrebarea noastră. Manipulatorii sau disperare? Eu aș diviza în două părți protestele respective. Disperarea, cu siguranță, ea există și ea o să crească, disperarea. Pentru că nu vreau iarăși să sun
pesimist, dar va fi o iarnă grea și oamenii o să trăiască mai greu și numărul celor disperați va crește. Tineri, agenți economici, oameni care inclusiv au niște venituri, dar după iarna asta vor rămâne cu mai puține venituri. Și disperarea va crește și să nu fie mirarea dacă în ianuarie, februarie, martie numărul celor care vor vrea să iasă la proteste va fi de 3-4 ori mai mare. Dar a doua parte este partea morală. Cine cheamă la aceste proteste? Și eu am spus foarte clar și noi, colegii mei, au susținut toată ideea respectivă din partea Partidului Puterea Oamenilor. Noi nu le putem asocia cu oameni care ar trebui să facă proteste de după gratii. Nu ei. Nu au dreptul moral, pentru că să chemi la proteste, trebuie să ai un drept moral, pentru că tu chemi din urma ta niște urmăritori. Oameni care cred în tine, oameni pentru care tu reprezinți o valoare, oameni care pentru că tu reprezinți o valoare etică și de comportament și nu știu ce. Dar când au niște criminali cheamă la proteste și încearcă să speculeze pe deznădejdea oamenilor, pe sărăcia oamenilor, asta e trist. Asta este trist. Și eu cred că protestul se va epuiza foarte, foarte curând, dar nu pot să nu zic și despre, iarăși, repet cuvântul ăsta, aroganța celor de la guvernare care vorbesc despre oamenii care protestează. Și toate lucrurile astea, că sunt plătiți, că li se dau bani, că nu știu ce. Oamenii vin și oamenii astăzi care stau, de exemplu, la balcon, în bucătărie, la un ceai cu prietenii, mult mai mulți ar ieși. Mult mai mulți ar ieși. Că sunt 6.500, că sunt 16.000, mai puțin contează. Colegii de la guvernare ar trebui să înțeleagă că oamenii au avut așteptări și ei sunt dezamăgiți. Oamenii o duc greu. Oamenii așteaptă niște acțiuni foarte practice și foarte concrete de ajutor a populației. Și faptul că sunt doar 6.000 în piață, asta nici de cum nu înseamnă că restul de 2.500.000 vă susțin. Deloc. 63 de mandate au fost șansa unică. Și asta e partea tristă. Că din dezamăgirea care este în societate nu câștigă Partidul Puterea Oamenilor. Nu câștigă partidele mici de dreapta, dar câștigă iară hoții și corupții. Și iarăși intrăm pe același cerc. Înțelegeți? Pentru că, domnule Gonța, dacă vă uitați pe achiziții, actualele ministere lucrează cu companiile despre care ziarul de gardă, ziarul anticorupție, au scris zeci de articole cu companii offshore, cu nu știu ce. Actuale lucrează cu companiile respective. Ce s-a schimbat? Unde e lupta cu corupția? Compania care în 2018 cumpăra hainuțe pentru copii la Ministerul Sănătății, în 2020 le-au vândut camere video. Și companiile respective sunt menționate în toate investigațiile jurnalistice din 2016, 17, 18. Și acum nu este nicio investigație. Sunt aceleași companii. Înțelegeți? Și aceiași finanțatori. Și noi ce facem? Deci noi, iarăși, facem ceva concret, ori noi facem numai circuri. Noi am spus foarte clar că Partidul Puterea Oamenilor nu va participa la proteste, pentru că noi nu vrem să ne asociem. Și eu cred că Șor și toată compania lui de oameni care trebuie să facă proteste din pușcărie le-a făcut o favoare foarte mare pasului. Pentru că acum altcineva care într-adevăr vrea să vină cu propuneri concrete, vrea să facă un flash mob, un mini-protest, să vină cu o acțiune de vizibilitate în sensul în care să vii cu un document în fața guvernului și să zici sunt 3 pagini de propuneri concrete, argumentate. Nu mai face. Ca să nu fie asociați cu Șor. Noastră credeți că e o surpriză pentru toți că sunt mai multe partide care vorbeau de proteste? Nu. Toți vorbeau de proteste. Pentru că în masă este lucrul ăsta, în populație este lucrul ăsta, în oamenii simt că nu sunt auziți, că li se vorbește arogant, că li se vorbește indiferent, că mai mulți se pleacă pe la Bruxelles decât în Fălești. Înțelegeți? Și oamenii vor o schimbare, oamenii au așteptat. Și pentru noi este trist, pentru cei partidele de dreapta mici, este că nu noi o să creștem pe dezamăgirea asta. Nu o să crească oamenii care vor să trăiască, care au făcut ceva în viața asta, care au propuneri, care au argumente, care știu cum. Dar o să crească iarăși. Și de asta spuneam, partea tristă este că la alegerile următoare iar o să se vorbească stânga-dreapta. Deși nu avem nici stânga și nici dreapta. Pentru următoarea întrebare m-a inspirat invitatul de ieri. Pe bune, de ce pentru toate problemele care le avem în țară, toate oalele sparg de capul mai, Sandu? Or, atribuțiile președintelui sunt foarte limitate. Toate competențele serioase sunt la prim-ministru. Vrem noi, nu vrem, tot
tot Partidul Acțiune și Solidaritate, toată garnitura și guvernamentală și parlamentară s-a ridicat pe imaginea doamnei președinte Maia Sandu. Ea a fost pilonul acela care a pornit tot asta și a adunat oamenii în jur. Doi, pentru că și doamna președinte Maia Sandu a făcut niște promisiuni, inclusiv. Și acum promisiunile nu prea se realizează. Nimeni nu știe vreun deputat de la PAS, pentru eu, de exemplu, pe mulți nici nu știu. Nici eu. Tare mulți nu știu. Știu pe câțiva care am lucrat la Ministerul Economiei și la Guvern, dar pe mulți nu știu. Că nu el a ridicat pasul. De asta și așteptările sunt de la doamna președinte Maia Sandu, dar nu de la Gavriliță. Zboară după această iarnă premierul Gavriliță, guvernul actual, în opinia dumneavoastră. Țineți minte ce am răspuns la emisiunea precedentă. Eu n-am fost la Ietulie. Mie mi-e greu să zic, deși oamenii, colegii care mă mai consult, colegii inclusiv din alte partide și din alte formațiuni, spun că da și spun că asta ar fi o mișcare inteligentă. Dar nu pot să vă spun eu că zboară, nu zboară. Dar pe cine în locul ei? Dar cu siguranță ceea ce trebuie să facă doamna Gavriliță cu toată garnitura este să termine să mai facă strategii în Moldova 2030, să termine să facă grupuri de lucru, pentru că săptămâna trecută s-a făcut un grup de lucru pe securitate. Asta după 8 luni de război la hotare, săptămâna trecută s-a făcut un grup de lucru pe securitate. Ieri s-a făcut un grup de lucru pe reforma administrației publice centrale. Domnule Gonța, eu am lucrat la guvern 5 ani, numai eu știu câți bani s-au pompat în reforma administrației publice centrale. Milioane. Și nu de lei. Așa că ieri s-a mai făcut încă un grup de lucru pe reforma administrației publice centrale. Și eu înțeleg că oamenii sunt ocupați. Eu înțeleg că probleme sunt foarte multe, că trebuie de gestionat tot, că se lucrează ca pompier, că s-a preluat o moștenire, dar trebuie de tras o linie și de spus așa. Noi am făcut asta până acum. Noi de aici tăiem tot. Noi prioritizăm. Noi uităm de strategii pe 30 de ani și pe 20 de ani și pe 10 ani, pentru că eu v-am spus că lumea așa e de volatilă acum. Totul lucrurile se reașează. În multe țări au avut loc alegeri și au câștigat partidele naționaliste, ca în Italia. Țările încep să se gândească la ei și la oamenii ei și la mediul ei, lor de afaceri. Nu o să mai fie cadouri din astea că n-ați ție. Vedeți și cu gazul cum se întâmplă. S-a promis anul trecut multe, așa e? Multe, că o să avem gaz, că o să avem rezerve, că o să avem... Nu, asta nu prea. Lucrurile încep să se schimba și noi trebuie să ne gândim la noi. Noi trebuie să ne gândim la noi. Și guvernul trebuie să se gândească la oameni, real, cu ce îi poate ajuta. Și nu compensații. Pentru că eu am un coleg, Mihai Stratolată îi spune, care face afaceri. Și numai el știe cum face el afaceri. Și e băgat și în credite. Și pentru că tare îl doare. Și eu tare îl înțeleg. Când el zice că, Ruslan, eu sunt agent economic. Eu plătesc impozit. Numai eu știu ce salariu plătesc la angajații mei ca să-i țin. Și când iese unul și declară că noi vă majorăm pensia tot pe seama mea, pe mine mă doare. Dar agenți economici ca Mihai Stratolată sunt tot mai puțini în țară. Sunt tot mai puțini. Și noi nu o să mai putem să îmblăm atâta cu mâna întinsă, să mai luăm din toate părțile ajutoare ca să ajutăm oamenii noștri. Noi trebuie odată și odată să dezvoltăm economia Republicii Moldova. Micii antreprenori. Nu post factum e că au venit, de exemplu, producătorii de struguri și au zis că noi nu putem vinde strugurul cu 2,5. E prea puțin, eu mai bine îl lăs pe câmp. Bine, facem un grup de lucru. Înțelegeți? Nu, asta e trist. Nu, dar asta e soluția. Nu? E că Vin fermierii, cer subvenții, facem un grup de lucru. Nu. Vrei să ușizi o problemă, fă un grup de lucru. A cum va pleca pasul de la guvernare în opinia dumneavoastră? Cum va pleca? Cum va pleca? Eu nu știu cum va pleca. Mulți dintre dânșii își vor pune rucsacele în spate, vor scrie în CV că a fost ministru la 28 de ani, și o să meargă mai departe să facă expertiză și o să gândească ce mi-a trebuit mie, mai bine scriem notele și alea, 3.000 de euro, vin eu, m-am băgat eu. Noi și avem, că spuneți, noi avem ministrul economiei. Dar dați-i toată lumea. Noi avem ministrul economiei, ăsta care a ieșit când a început războiul în Ucraina, a ieșit și a zis că războiul nu va afecta Republica Moldova. Nu cum e ca ministrul a economiei, războiul nu va afecta Republica Moldova, pentru că balanța de comerț acolo, 1-2%, dublu au crescut prețurile. Dublu au crescut prețurile de transport, de exemplu. La unele produse agricole au crescut la 85%. Poate nu l-ați înțeles corect. Poate nu s-a exprimat corect.
noi nu avem ministrul economiei. Și că omul o să și iei rucăcelul în spate și o să ducă mai departe, dar zato, pardon, în schimb o să scrie în CV că a fost ministrul economiei, dar lumea nu o să știe ce fel de ministru a fost el. Haideți să încheiem frumușel. Vine hramul orașului. Da. Și sărbătoare. Și răsună muzica, și vine. Și situație de urgență. Așa. Pe de o parte sărbătorim și bem vin și nu știu ce, pe de o parte facem hramuri, pe de o parte e situație de urgență. Eu nu mă înțeleg, nu mă înțeleg. Și nu înțeleg cine se gândește la oameni. Sincer, eu chiar nu vreau să sunt patetic. Eu nu știu cine se gândește azi la oameni, pentru că eu vorbesc cu oamenii. Noi cu colegii la partid avem discuții săptămânale. Eu în fiecare săptămână îi rog să meargă și ei respectiv pe rețelele lor să mai discute cu oamenii. Și sunt istorie de viață triste, domnule Gonța, triste. Oamenii care au făcut afaceri, au venit în Moldova, afaceri mici, au lucrat bucătare în Italia, au venit, au investit în coace. Și zice, Ruslan, ce crezi să o schimba ceva? Vine polițistul, îți face 6.000, ai ceva, n-ai ceva, 6.000. Și numai și atunci se duce. Înțelegeți? Dar noi vorbim despre lupta cu corupție, despre reforma cu justiția. Oamenii cum trăiau, greu. Și se descurcau fiecare cum poate. E că așa și o să fie. Numai că o să le fie mult mai greu. Și eu tare sper că lucrul ăsta într-o bună zi o să se termine. Pentru că nu trebuie noi să avem 30 de priorități într-o țară așa mititică ca Moldova și când ai probleme de ani de zile. De 30 de ani noi avem probleme. Și tu ai o grămadă de probleme. Și tu vrei să le rezolvi pe toate. Dar nu poți. Nu poți. Nu-i real. Setează-ți niște priorități foarte clare, dar zi oamenilor, 4 ani de zile, dacă am 4 ani de zile, eu vă promit că asta o să avem. Vă promit. Înțelegeți? Dar așa când ieși și zici, acolo război, acolo conflict, prețurile la gaz au crescut, dar noi ce să facem? Dar până dați-o la o parte. Îmi cer scuze. A doua zi după hram e ziua dumneavoastră de naștere, la mulți ani de pe acum. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Codoran, mulțumesc tare mult că ați fost anul la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor din sistemul de învățământ, la mulți ani și dumneavoastră, mult succes și răbdare cu copiii noștri. Eu am doi și uneori eu îmi imaginez domniile voastre cu sute și mii de copii în fiecare zi de dimineață până în seară. Mulțumim în inimă pentru tot ceea ce faceți. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine. Și să vă văd mândrie.